Give me love, give me all your love, oh, cause I want you. No one else makes me feel this way. Hey, salut tuturor celor care iubesc sau care în curând vor iubi! Felicitări cu ziua dragostei! A noi este seara, suntem îmbrăcați elegant, frumușel și plecăm la o cină romantică! Scumpul meu soț a organizat... Dulceață, nu prea se combină, mai bine, mașina poate să o scoți căciula. Okay. Este îmbrăcată, se cere elegant, o să le vedeți când o scobrăm, în sacou, adică în costum clasic, cu cămașă. Nu luat cravata, eu nu prea iubesc cravatele, mai mult iubesc papioanele. Am uitat papioanele. Ai uitat, e grăbeai. Fetele, le-am dus la o petrecere americană, la prietenii noștri. Surioara mea, Alina, adică... Nu se rea de sânge, dar îi zic surioare deoarece foarte mult semănăm și foarte mult zic că ne semănăm între noi, că suntem surori. Au plecat acolo la petrecere, că se distrează, iar noi ne distrăm împreună la o cină romantică. Comoara mea săptămâna aceasta, nu știu pe unde am blat, ce am făcut, dar știu că ne-a pregătit ceva, o surpriză. Mergem în primul rând la un restaurant nou, care n-a fost niciodată. El a zis că l-a descoperit, mi-a zis abia secretul că l-a descoperit astăzi, întâmplător, da? Da. Sunt curioasă unde eu să mă duc, că am fost când la ziua mea sau nu știu, sau mai trecut am fost la Arțan cu produse de mare, da? Uh-huh. Astăzi nu știu unde mă duci, dar sunt foarte curioasă și ne așteaptă. Uh-huh. Și după ce, dacă nu mai ai ceva planuri acolo, surprize, o să mergem, cred că, puțin la shopping. Mie îmi place foarte, foarte mult să fac cu Sergiu împreună shopping. Lui îi place să facă shopping împreună cu mine și eu asta foarte, foarte mult admir la el și foarte, foarte mult prețuiesc. Mua, ești deosebit la mine. Și în plus, Sergiu este unicul sau... cum să zic... Unul din cei mai puțini bărbați. Tu știi așa ce vreau să spun? Da. Ia să mă le acrimi ce-și gândurile? Care iubește shopping. Și care nu iubește să privească ce? Fotbal. Yeah, da. Vă imaginați, există așa bărbați. Și eu apreciez asta pentru că nici eu nu iubesc să privesc fotbal. Și privim ceea ce ne place la amândoi împreună. Adică el nu petrece timpul fără mine și eu fără el. Ne completăm de minune. Rămâneți cu noi să vedem ce să facem mai departe și înainte de asta vă felicităm pe toți cu ziua dragostei. Vă dorim multă, multă, adevărată și curată dragoste în viața voastră. Iubiți, fiți iubiți și distribuiți această dragoste la toți cei din jurul vostru. Felicitări, scumpii noștri! Am fost într-un mall, pentru că acolo mi-am făcut manicura și pedicura. E privit ce frumos este, exact așa este și pedicura. Pedicura îl fac o dată în două luni, manicura în fiecare lună, e foarte drăguță. Și acolo am primit și un balonaș. Și acum am ajuns la restaurant. Exact. Pe noi în ajun din sărbătoare, ne-a prins puțin răceala. Ambii suntem bucoși, cum se zice, spus că doi bucoși la restaurant. Ne curge puțin sucul la ambii. La ce drept la mine curgea ieri și probabil că noaptea l-am molipsit și pe Sergiu. Și azi curge și la el sau poate ca, din cauza poate saunei. Că a fost la saună ieri la noi, la saună a fost absolut în apă rece, poate schimb buisa, nu știu. Dar oricum eu știu că a noi durează, ține maximum 2 zile. Da. Nu primim medicamente, antibiotice, nimic, doar ceaier din plante, de acum avem ceai de ghimbir, să zice. Da. Și în plus asta eu pot să fac o dată sau două ori ingalație, adică cu apă ferbinte, acolo cu plante și îmi pun apă deasupra, pun plus apă în cap și asta mă ajută. Cred că o să faci mambe împreună ingalații de seară. Da. Sergiu s-a întors puțin înapoi să aducă mașina mai aproape, deci am găsit un loc să o parcheze aici. Și sau aici am venit noi. Sau nu știu, eu încă nu știu, sau mai departe, acum și aștept Sergiu să vină și îmi zice, surpriza e surpriză, dar pare fric! Și cred că ceva cu optică, ceva, poți să pui acolo, o să faci o poză. E, ia încearcă, nu vrei, sau ți-e frig? Wow, fain, fain, îți mai făcut poză, da, super! Că am înghețat, hai înapoi, că așa luminar dinapoi, că mi-e frig foarte. Ce, unde? Nu acolo? Aici restaurant? Aaa, arată foarte bine!
Iată aici. Ia primiți, eu este în palton și eu în palton și este, hai că trebuie să filmez costumul. Domnule, domnule, de mult timp ne-am văzut așa elegant. Frumos, frumos. Eu nu știam că noi este așa restaurant, foarte elegant. Foarte frumos, foarte fain, da? Așa. Ia priviți ce farfurii frumoase, parcă este salată interior, așa. Da. Și vedem meniul. Să vedem ce mâncăm noi astăzi. Deci ne uităm. Filet mignon, steak ribeye, pasta carbonara. Așa, reclama merge acum. Trebuie să ne fac reducere. Deci mă uit ce este. Hai, deci tu și aleg și eu, da? Și apoi da. Vedem ce. Îmi pare rău cum sunt poze, dar o să mă uit după denumire. Am comandat așa să vină. Am comandat așa ce mi-a plăcut la denumire și ceva care nu mi-a plăcut. Așa, 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 e fain. Și Sergiu vrea să spun să mie că aceste lumânări, dacă se vedeți, doar la mărgărmasă este în spate. Nu știu, dacă ați făcut să te întâlnă. Comora mea a venit lângă mine, mai aproape de mine, să fie puțin aproape și a venit mâncărica. Aici este, cum se numesc în Italia? Gyoza. Gyoza, cu carne de rață interior, arată parcă niște colțunași. La mine este ravioli cu spanac și cu sos de trufi și mai are ceva, dar am uitat ce în interior. Putem să văd în meniu. Și aici este o salată cu creveți și avocado. Ce fain de avocado aici, vedeți avocado tăiat și cu quinoa, da. Și poftă mare nouă, poftă mare tuturor celor care mănâncă acum. Se gustă cum e? Asta e de sus. E fier. Broccoli. Deosești? Da. Tu filmezi o spuneți că până acum am mâncat surbe, dar acum avocado e avocado. Ok, hai să gust. Și pe noastră, așa e, parcă e o totul e, restul e deci, de călduță. Uh-huh. Acumulați foarte, foarte reușită, foarte delicios. Vreau să gust astea, ravioli. Ia să vedem cum arată. Uh-huh. Asta e un fel de colțunaș, ca și la mine. Da, a, spanac și, a, mi-am gândit și ricotă, da, sau ce, da? Da. Mă uita, cea brânză ceva. Și sos de trup, vreau să cum sos de trup, ia să vedem. Foarte bun, zice. Gustul de la mine e foarte bun. Iată așa un cheesecake. A venit pentru noi. Foarte pizza, foarte bine. Olga își va bea ceaiul. Mai are acolo pucenicelul și ăla. Iar eu mi-am luat un cappuccino. Eu vreau să curați și asta. Nu știu ce e asta. Asta e. Parcă e galbenuș de ouă. Ceva tare. Ceva tare. Wow! Foarte! Ar fi caramelă. Nu, ceva de fruct înghețat cu caramelă. Să gust. Hai! Înghețată de mango, parcă tu știi? Wow! Mm-hmm. Mango! Mango, bine, cum așa? Mango! Eu spune că e cheesecake cu maracuie. Ah, se maracuie! Cu maracuie, da. Maracuie făcută pirie. Înghețată și spritul, s-a prins înghețată. Să vedem și asta. Cred că cu lime. Wow! Dar îți spune și caramelă sau e maracuia asta? Asta e cremă, încep de maracuia. Probabil că trebuie să-i mango, mă gândesc mai mult. Și asta e cheesecake-ul cu maracuia. Da, e fel de dulceat, cremă, așa. Să vedem. Super! Da. Delicious! Delicious! Maracuia simțea de bine? Foarte bine, să mai fie. Gata, am ieșit de la restaurant și acum mergem unde? La
mall! Iar la mall noi mergem ca să ne cumpărăm cadouri unui altuia. Deci tu știi deja ce vrei? Încă nu. Încă nu? Deci încă se mai gândește, ne-a spus puțin câteva lucruri care și le-ar dori. Eu l-am dat încă în restaurant. Dar eu vreau ceva din cosmetică. Mi se termină, sau mai bine deja s-a terminat fondul de ten. Așa că îmi iau fond de ten. E al meu preferat. Și vreau să-mi iau și niște paci, nu știu exact cum se numesc, care pui la sub ochii dimineața seara când sunt pentru cearcăne. N-am avut niciodată așa ceva, adică am avut o dată, dar era de o unitate. Vreau să-mi iau un set, adică o cutioară cu paciuri, ca să-mi pun dimineața, ca să nu am cearcăne la ochi. Așa, să fiu și mai frumoasă pentru comoara mea, scumpa mea comoară. Vreau să zic, într-adevăr, că ești într-adevăr o comoară pentru mine. Ești un bărbat comoară. Doresc la toate femeile să aibă așa soț ca și soțul meu. Foarte bun, foarte romantic, foarte iubitor, foarte grijuliu. Mă simt într-adevăr fericită lângă tine, Luceață. Mulțumesc și ești foarte romantic. Vă doresc ca bărbatul, soțul vostru, să iubitul vostru, cel care lângă voi, să fie romantic, așa că Sergiu și e plin de romantism. El și lumânări la restaurant a adus, le-a cumpărat personal și lumânările și stativele pentru lumânări. Eram unici cu lumânări acolo, în restaurant de lux, nu erau lumânări și mă gândeam că ar fi un accesoriu foarte bun să fie la fiecare masă, așa că la noi pe masă arătau foarte frumos. Deci mergem acum să ne facem cadou și apoi după ce mergem să ne vedem acasă, de la petrecere. Și mâine continuă sărbătoarea. Mâine chiar de ziua dragostei, deja o sărbătorim împreună cu toată familia. Și să facem alt vlog pe canalul Jasmini. Rămâneți mai departe cu noi. Asta e fondul meu de ten preferat. E ca așa numesc. Nu reclamă, dar îl recomand cu mare drag. Deoarece la toți care recomandam, toți fetele prietele erau mulțumite. E mai scump ușor, dar nu știu că îți dă pielea de care ai nevoie și șmețele foarte bine. Așa că vă recomand, e ca așa. Anume așa, este și așa mă văd eu, este și așa, da? Doar este mai foarte leger, dacă vreți leger. Dacă aveți, nu aveți probleme cu pielea și vă trebuie leger, este așa. Dacă aveți probleme, este așa. Părere de rău, nuanța de care am nevoie eu, nu este. Așa că mergem în alt magazin, auzi că este și în alt magazin, să vedem poate este nuanța care trebuie mie. Mi-am trebuit nuanța 2N1, pentru pielea mea, pentru floarea pielei mele. Ia, dar și cadoul meu, am fost în alt magazin și mi-am luat șifon, stai cu ține, și am și la tombolă pot să particip. Mi-am luat fonul de ten, nuanța mea 2N1, ia priviți, și mi-am luat și dozator, pentru că sticluța vine fără dozator. Și adaugă dozator și pentru că e ziua, nu e de ziua dragoste, are reducere și am plătit pe două mai puțin decât plăteam pentru unul în acel magazin. Așa că câteodată e bine când ceva nu este. Iată, după ce am intrat noi aici, slăm chestii de astea și alegem culorile. Știi ce facem cu ele? Nu pentru păr, ca să prindem draperiile. Noi am luat una de prins și arată foarte bine, prins draperiile ca să ții grămadă, știți? Asta e foarte frumos, nu știu, așa e o idee interesantă. Vă arăt ce mi-am cumpărat mie. O cremă intensivă, hidratantă și antiseptică ca bază de machiaj să o folosesc. Și acestea sunt paciurile iPatch, vedeți? Foarte, foarte bune, gold. A zis că sunt foarte bune. Așa că o să le folosesc ca ușorii mei să arăte mai odihniți. Sunt un cadou pentru mine? Da. Credeai că gata, așa se limitează aici, doar cu două cadouri. Băi, eu mi-am amintit că am nevoie de pijama. Ne-am dat la casă nouă și n-am pijama. Și se zice, mi-a părat și o pijama cadou. Deci, pantalonaș. Și confită. Cum e el? A de spatele? Iar așa? Deci? Nu știu dacă pot scoate, așa pijama la mea. Ha, ha, ha. Wow! Frumos!
Dacă nu-i pus să iei, mă, bă. Da, eu vreau să fac astăzi. Plăcut. Frumos, nu-i așa? Da. Îți plac și lungimea? Da. Poți să iei. Îți plac poate mai vreau să Așa e când vii cu femeia la shopping. Tăticule, masca ta arată ca Iosne, mă dai cu nasul roșu și încă acoperim cu masca și încă mai greu de respirat. Dar ne protejăm, protejăm pe alții, ai scurt. Da. Ai scurt ce am pățit eu, mi-au dat sercei așa și pe unul deja l-am pierdut. Și așa tare bloc. Nimic mai luăm altul. Tăticule, hai acum să luăm ceva ție când mai ajungem la tine. Cetărnea și-a luat Adidas, drăguț. Au și șiritori albe și șiritori portocalii. Da. Bluci, tricou, hai să te vedem. Ok. Și încolo? Hai! Asta e cadou din partea mea, pentru tine, în sfârșit ești bine, că poate nu-mi iau nici cadou. Îți iai, comoară. Îți iai, tu mereți. Made for city boys. Oh! Iată așa și dulceața mea s-a făcut cu cadou. E roșu, ca dragostea. Ce interesant că toți ieși pentru tine. Două pungi albe și două pungi roșii pentru mine. Oh. Egalitate? Da. Acum mergem după fete și făcuța acasă. Jumătatea mea, îți mulțumesc că existi în viața mea. Îți mulțumesc această seară frumoasă, romantică, pentru cina organizată, pentru tot ce ai făcut ca această zi să fie frumoasă. Eu apreciez foarte, foarte mult. Îți mulțumesc pentru cadouri, pentru shopping, pentru tot. Îți mulțumesc și vreau să spun că te iubesc foarte, foarte mult. Cu mare drag, scumpa mea, și eu îți mulțumesc și te iubesc foarte, foarte mult. Vă mulțumim și vouă că ați fost până la final cu noi. Dacă v-a fost interesant, să nu uitați să puneți like. Și dacă iubiți sau sunteți iubit, neapărat puneți like. Dar eu cred că voi toți sunteți iubiți de cineva. Dacă nu știți ce cine, vă deschid eu un secret. În afară de cei apropiați, de cei dragi, este cineva care cu siguranță te iubește. Și tu trebuie să pui acesta like. Acel care te iubește este Dumnezeu. Pa, pa, prieteni! Pa, pa!